Începem un nou joculeț. Foarte tare jocul ăsta, trebuie să fiți foarte atente. Asta este cel mai tare de până acum. Căștile mai tare, toată lumea. Ok, s-au dat căștile, sper că nu bubuie nicăieri. Deci, jocul se numește Orice piesă. În care noi, atenție, vom da play unui refren al unei piese cunoscute, doar foarte că cunoscute. Va fi invers. Și voi trebuie să vă dați seama ce piesă este. E pe reverse. Sunteți gata? Bună, eu sunt Bianca și sunt afonă. Nu, ce problemă îți vei da? Sunt sigur, n-o să fie. Pare greu când o spui, când auzi nu e chiar atât de greu. Ok. Dăm drumul? Sunteți gata? Nu suntem, dar să începem. Sigur. Prima piesă. Stați că... Putem să spunem? Da. Bruno Mars? Așa, Bruno Mars ce? Hai. Zi tu, Bianca. Zic că ai microfon. 24 carats. Hey, asta e. Gata. Andreea, Andreea ar fi fost foarte bună la jocul ăsta, că ea știe toate piesele. Nu, uite. Să mai facă de râs și alții, zic. Ok. A fost primul hâț, trecem la a doua piesă, care sună așa. Și ca să înțeleagă și ascultătorii noștri ce se întâmplă, aici sunt toate fetele din redacția A-List, care în momentul în care refrenul o ia invers, sunt toate cu urechile pe căști, în mamă ce, și își fac semne așa, e tută, mă, e tută. Și puteți să le vedeți pe Facebook-ul Virgin Radio România, suntem live. Suntem aici la testare, adică. Și pe A-List au dat share. V-ați descurcat foarte bine și continuăm cu următoarea piesă, hai să o ascultăm. Așa. Ed Sheeran? Ed Sheeran cu ce? Dar nu mai știu cum se cheamă. Ed Sheeran? E bine, dar Ed Sheeran cu? Dai că mai dimineața asta. Mai dăm play o dată. Nu știu. Nu, ceva, nu mai știu James Blunt? Cum e dimineața asta alături de noi? E super. Mai altceva. Este Perfect to me. Perfect. Not knowing what bravo, bravo, fetelor. Și ultima piesă. Sunteți gata? E greu aici, e greu aici. Uite cum și mie sunați mai. Ce? Stați un pic. Stai, pe rând. Stai că n-au. Ia mai, lasă un pic. Mai dă o dată, mai dă o dată. Mai dă o dată, dar vorbiți pe rând la microfoane, că oamenii cred că... Cum să vorbească niște femei pe rând, ce ai? Corect, ai dreptate. Da, e vals, mai. Răspunsul vostru este... Pentru un urcat pe masă. Este... Corect! Acesta a fost jocul nostru, orice piesă sau piesa pe dos sau cum vreți voi să-i spuneți.